cu reprezentanții căror instituții? Am avut mai multe întâlniri acolo. Cea mai importantă întâlnire a fost la Departamentul de Stat, cu cel care o locuiește acum, deci care a venit în funcția Victoriei Nuland, pentru că ea e mai cunoscută aici, se numește domnul Wes Mitchell, e acolo de aproape un an de zile și e asistentul secretarului de stat pe regiunea Europa și Asia Centrală și Eurasia în general, deci e persoana care se ocupă nemijlocit de regiunea noastră. Dumneavoastră v-ați întâlnit imediat după ce ambasadorul nostru în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan, i-a informat pe cei din SUA despre ultimele evenimente din Republica Moldova. Îndeosebi s-a referit la protestele care au avut loc pe date de 26 și 27 august la noi în capitală. Aceste evenimente au fost prezentate ca și manifestații electorale organizate de către mai multe partide, printre care și partidul dumneavoastră, Platforma DA, Pelademie, Partidul Șor. Versiunea cui vă pare că le s-a părut așa mai credibilă? Ambasadoarea Partidului Democrat în Statele Unite nu este specialist de carieră, nu este diplomat de carieră și nu cunoaște că Statele Unite au ambasadă proprie în Republica Moldova și că primesc rapoarte regulate de la propria ambasadă. Deci au cumpărat. Cred că au mai multă încredere, cu siguranță au mai multă încredere în rapoartele care vin de la propria ambasadă și atunci când discrepanțele în prezentare sunt atât de mari, atunci impresia celor de la Washington nu are cum să fie în favoarea ambasadoarei. Nu am discutat despre ce a zis ambasadoarea pentru că e prea neînsemnat personaj și ceea ce a scris acolo. Am vorbit despre preocupările majore care sunt împărtășite la Washington, care țin de anularea alegerilor, care țin de îngrijorările noastre în raport cu alegerile parlamentare, îngrijorări pe care cei de acolo le împărtășesc pe deplin în contextul sistemului electoral mixt, despre toate problemele cu care se confruntă opoziția, presa liberă, societatea civilă. Deci toate aceste elemente care, iată, conduc la concluzia că Republica Moldova intră în dictatură, se confruntă cu un regim autoritar, despre pericolele din regiune și trebuie să spun, am primit toate încurajările la cel mai înalt nivel, la Departamentul de Stat, să continuăm ce facem, să continuăm lupta pentru democrație. Oamenii de acolo sunt bine informați despre ce se întâmplă aici. Am avut întâlniri și la Congres. M-am întâlnit cu congresmeni din Partidul Republican și din Partidul Democrat. Am avut întâlnire cu oficiul unui senator. Am avut o întâlnire bună la Consiliul Național de Securitate. Și la USAID și cu mai multe ONG-uri care urmăresc situația în regiune. A fost chiar și o discuție pe Republica Moldova, unde eu am fost vorbitor cheie, după care Partidul Democrat a revenit imediat la organizatori și i-a întrebat cum au îndrăznit să mă invite pe mine la un asemenea eveniment să vorbesc despre Republica Moldova, că ei tot au dreptul la replică. Și eu atunci mă întreb de ce ei, când pleacă în nenumăratele lor vizite peste hotare, nu iau și opoziția cu ei pentru dreptul la replică. La companii de lobby care organizează sau cel puțin să ne ofere dreptul la replică aici, la televiziunile din Republica Moldova. Dar eu mă gândesc, cetățenii de rând care de fiecare dată ascultă despre vizitele oficialilor noștri sau reprezentanților opoziției în țări occidentale se întreabă, e și ce să facem noi cu îngrijorările lor? Dar concret, cu ce ei ne pot ajuta? Iată despre aceasta concret, noi discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Noi continuăm să discutăm cu doamna Sandu, președinte PAS. Vă reamintesc că ne puteți urmări de acum încolo live, nu doar pe site-ul nostru tv8.media, dar și pe rețelele de socializare gen Adnaclasnike, Facebook și Twitter. Astăzi văd că trolii au o zi liberă după eșecul de ieri, după ce le-am blocat toate profilurile, dar vă rog frumos să rămânem vigilenți în cazul în care vedeți mai multe mesaje dubioase. Vă rog să ne anunțați, pentru că noi vrem să luăm o decizie asumată. În cazul în care ei
ne încurcă să facem, să facem emisiuni calitative, atunci pur și simplu vom închide posibilitatea de a comenta emisiunile. Doamna Sandu, continuăm. Eu am întrebat înainte de pauză. Atunci când, de exemplu, iată, dumneavoastră ați venit din state, ați vorbit despre faptul că mai mulți oficiali cu care v-ați întâlnit și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu evenimentele din Republica Moldova, moldoveanul de rând are tot dreptul să se întrebe: ei, și ce să fac eu cu îngrijorarea lor? Cu ce ne pot ajuta? Concret. În situațiile în care țările ajung să aibă problema regimurilor autoritare, așa cum e situația Republicii Moldova, când avem un regim autoritar, atunci când democrația... Asta o spuneți dumneavoastră ca lider al opoziției din Republica Moldova, sau crezi că și cei din străinătate deja își dau seama? Deci toată lumea își dă seama. Acum unii o spun mai diplomatic, alții mai puțin diplomatic, dar toată lumea a zis că atunci când sunt anulate alegerile, asta este foarte grav și aici nu mai putem vorbi despre democrație. Deci s-au trecut toate liniile roșii. Atunci când ne confruntăm cu un regim autoritar, modalitatea prin care putem să salvăm democrația, prin care putem să scăpăm de acest regim autoritar, este o combinație de efort pe intern și pe extern. Deci noi pe intern trebuie să ne facem temele, să apărăm democrația, să ne mobilizăm, să nu renunțăm, și lucrurile astea le facem. Trebuie să învățăm să fim mai eficienți, să ajungem la mai multă lume, în pofida problemelor cu media, trebuie să reușim să ne informăm corect și așa mai departe. În același timp, atunci când instituțiile statului nu funcționează, când instrumentele democratice sunt suprimate, e foarte importantă și presiunea care vine din afara țării. Această presiune, evident, poate lua diferite forme și am văzut decizii ale Uniunii Europene, sunt mai multe instrumente care pot fi folosite. Evident, dar în afară de înghițarea finanțării, ce mai poate fi? Sunt mai multe aspecte. Eu nu aș vrea să intrăm acum în detalii înainte ca să... Dar ar putea fi vorba de sancțiuni personale? Da, inclusiv și de sancțiuni personale, care probabil sunt mai eficiente decât înghețarea finanțării, pentru că targetează persoane specifice. Dumneavoastră ați discutat asta acest discutăm. Lucru? Noi discutăm inclusiv acest lucru. Pot să vă spun un lucru. Eu de această dată am venit mult mai încrezătoare din această vizită decât altă dată. Lucruri care altă dată nu erau fezabile sau cel puțin ni se spunea că va dura foarte mult, aceste lucruri acum par mult mai fezabile și orizontul de timp în care aceste instrumente de punere a presiunii pe reprezentanții regimului pot fi făcute mult mai repede. Și astea sunt lucrurile la care lucrăm. Deci presiunea internă cu presiunea externă. Presiunea internă e cea mai importantă. Nu o să vină nimeni să ne scape de regim. Regimul poate fi sancționat la general sau personaje specifice. Noi cu dumneavoastră aici trebuie să ne luptăm pentru democrație așa cum am făcut-o până acum, poate mai bine decât am făcut-o până acum. Revin la subiecte: unitate, solidarizare, conștientizarea dramatismului situației și trebuie să rezistăm. Dar avem șanse să obținem sprijin important din afară. Haideți să vorbim un pic despre presiune internă. Opoziția revine la protest acum când va începe o nouă sesiune parlamentară, pentru că îmi aduc aminte că pe data de 26 august, din scenă, doar Alexandru Susăr, vicepreședintele platformei DA, a vorbit despre faptul că poate ar fi cazul să venim în fața Parlamentului în ziua în care va avea loc prima ședință din sesiunea. Eu cred că noi cu mai multe ocazii am anunțat că o să facem un protest la Parlament. O să alegem ziua și o să informăm oamenii, cei de la Parlament sunt fricoși și nu sunt predictibili, deci ei pot amâna, anula o ședință doar pentru ca să nu se confrunte cu proprii cetățeni, dar asta este altă întrebare. O să anunțăm data acestui protest și o să organizăm și alte activități de rezistență în țară, în special la nivel de deci în afara Chișinăului, pentru a implica cât mai multă lume și pentru a informa cât mai multă lume din afara Chișinăului. Deci corect înțeleg că de acum încolo protestele ar putea să aibă loc și în zilele de lucru, pentru că pe 26, da, eu personal am auzit de la mai mulți cetățeni cu care am discutat că cât mai avem de protestat în fața clădirilor goale. Dacă e ziua de odihnă, în general e concediu, ei sunt plecați și lor pur și simplu le este indiferent că noi ieșim aici și protestăm. Nu, e neapărat, nu tocmai le este indiferent. Trebuie să nu subestimăm frica lor, lașitatea lor. Dacă le era indiferent, nu organizau acel spectacol grotesc cu șor și
frigăruile în Piața Marii Adunării Naționale. Dacă nu le era frică, ne lăsau să protestăm în voie, fără să creeze acele situații de conflict și de să încerce să producă violențe acolo. Dar asta ne propunem pentru următorul protest, va fi în zi de lucru și sperăm ca oamenii să se mobilizeze. Știu că e mai greu în zi de lucru, dar nu va fi singurul protest, deci vom avea mai multe manifestații prin care vom opta în continuare pentru respectarea proceselor democratice în Republica Moldova.